Este ora 12, sunteți la Euronews acum, iată cele mai importante evenimente ale zilei. Liderii coaliției de guvernare se reunesc la ora 15 la sediul guvernului. Neoficial, liberalii ar putea cere noi măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare și menținerea unui deficit scăzut. Cei care obțin alte venituri pe lângă salariu din activități independente trebuie să depună declarație unică până la finalul zilei. În caz contrar, riscă amendă și penalizări la sumele datorate. Am toată încrederea în justiție, a declarat Florian Coldea după ce a semnat controlul judiciar la Poliția din Voluntari. Fostul șef operativ al SRI acuzat de trafic de influență și spălare de bani. Iar Volodymyr Zelensky cere aliaților să permită Kievului să folosească arme occidentale pentru a lovi ținte din Federația Rusă. La nici jumătate de an de la adoptarea bugetului pentru 2024, cheltuielile depășesc deja veniturile. E un efect direct al majorării pensiilor și salariilor dictate de actuala guvernare. E și motivul pentru care partidele de coaliție nu se înțeleg asupra creșterii salariului minim brut la 3700 de lei și nici asupra planului pentru reducerea cheltuielilor din aparatul bugetar. Are detalii în direct Marius Vulpe. Ce trebuie de fapt să decidă PSD și PNL? Bun găsit tuturor. Ei bine, în primul și în primul rând ar trebui să ajungă la un consens cu privire la măsura de majorare a nivelului salariu minim la 3700 de lei brut. Asta pentru că potrivit cifrelor și estimărilor făcute de către Ministerul Finanțelor, în momentul de față bugetul de stat nu poate să suporte o astfel de majorare. Asta pentru că potrivit informațiilor noastre, deja cheltuielile bugetare sunt cu 27% mai mari decât cele înregistrate anul trecut, în timp ce veniturile, încasările din taxele și impozitele datorate sunt doar cu 10% mai mari față de anul 2023. Asta în ciuda tuturor măsurilor pe care le-au luat guvernanții pentru a îmbunătăți atât sistemul de colectare a acestor taxe și impozite, cât și mecanismele prin care să impulsioneze datornicii, persoane juridice și fizice, să-și achite aceste obligații. Mai mult, potrivit informațiilor noastre, se preconizează elaborarea unui nou plan de reduceri de cheltuieli bugetare, în special în zona investițiilor pe care le face fiecare minister. Potrivit acestor informații, ar trebui să se facă o tăiere care, ca să fie sustenabilă, de cel puțin 12-13% la nivelul actualului regim de cheltuieli preconizat pentru acest an. Asta pentru a se găsi acele soluții de finanțare a acestor noi măsuri de majorare, atât a salariului minim, cât și de majorare și indexare a unor salarii din educație și din sistemul de sănătate preconizate a fi aplicate în a doua jumătate a acestui an. De asemenea, liberalii nu sunt de acord, potrivit informațiilor noastre, nici cu măsura anunțată de ministrul agriculturii Florin Barbu, care intenționează să prelungească acea măsură de plafonare a prețurilor la alimente românești până la finele anului. Liberalii susțin deocamdată neoficial că o astfel de măsură ar putea să reprezinte o problemă foarte mare, pentru că ar omorâ în special producătorii români, un scenariu care este de evitat, susțin surse din conducerea liberală. Deocamdată însă liberalii, câțiva liberali, sunt acum în discuții cu Marcel Boloș, care a venit la sediul de partid din informațiile noastre pentru a prezenta mai multe simulări și situația actuală a regimului, a taxelor și impozitelor încasate până în momentul de față, pentru a-și face o părere cu ce să se meargă la coaliție, cu ce soluții, la ceea ce socialdemocrații în frunte cu Marcel Ciolacu doresc deja să devină realitate în zilele următoare. Marius, mulțumesc pentru toate informațiile. E ultima zi în care se mai poate depune declarația unică. Potrivit ANAF, sunt 800.000 de români care trebuie să completeze documentul, altfel riscă amendă între 50 și 500 de lei. Anul acesta au apărut mai multe modificări importante pentru contribuabilii care obțin venituri din activități independente. Ne spune mai mult Sonia Teodoriu.
Bun găsit! Românii care realizează venituri din activități independente pot depune formularul 212 în spațiul virtual privat, așadar online. Pot face acest lucru și pe portalul eguvernare.ro sau pot trimite formularul prin poștă cu confirmare de primire. Totuși, chiar și cu aceste variante, zeci de contribuabili aleg în continuare să vină la ghișeele ANAF, cum este cel din spatele meu. Suntem în sectorul 2 al capitalei. Vă reamintesc, formularul 212 trebuie depus de persoanele care realizează venituri din PFA, PFI, cei care au chirii, precum și cei care realizează venituri din criptomonede, dobânzi sau dividende. Ei trebuie să declare veniturile pentru anul trecut și cât estimează că vor realiza anul acesta. Totuși trebuie să plătească până cel târziu astăzi taxele anului trecut. Este vorba de un impozit pe venit de 10%. Cei care realizează chirii, cei care realizează venituri din chirii pot să obțină o reducere și să plătească un impozit de doar 8%. Totuși, aceste persoane, cele mai multe dintre ele, se plâng că este un formular foarte stufos. Vă arăt, are chiar 6 pagini care trebuie completate față verso. Și totuși vorbim de persoane care realizează venituri din activități independente și în anumite situații nu își pot permite consultanța unui contabil pentru a completa tot acest formular. În anumite cazuri, persoanele trebuie să plătească și contribuțiile pentru pensii și sau pentru sănătate. Trebuie calculate aceste contribuții pe baza salariului minim de 3.000 de lei brut și nu 3.300 de lei, dar pot opta pentru plata eșalonată a acestor contribuții sociale, dar nu în toate condițiile. Sancțiunile în cazul nedeclaririi veniturilor, pentru că asta este problema, sunt destul de complicate și poate să fie de la o simplă amendă de până la 500 de lei până la acuzația de evaziune fiscală. Și probabil sunt foarte multe persoane care nu își doresc să fie acuzate de evaziune fiscală. Însă, eu văd sancțiunile fiscale ca fiind cele mai importante. În primul rând, dobânzile și penalitățile de întârziere sunt destul de mari. La nivelul actual, după 3 ani, dacă nu ți-ai depus declarație, nu ți-ai plătit debitul după 3 ani, aproape se dublează debitul. Iar de la 1 iulie există o modificare fundamentală, în sensul că dacă autoritățile îți fac ție, persoană fizică, o inspecție și găsesc după 1 iulie venituri la care nu pot stabili sursa, nu le pot identifica vechea problemă cu averile nedeclarate, atunci impozitul urcă de la 16%, cât este astăzi, la data acestei discuții, la nivelul de 70%, ceea ce este o sumă uriașă. Până la 4 miliarde de lei costă cele 4 tipuri de alegeri în 2024 din estimările făcute de Ministerul de Finanțe. Prima rundă electorală e cea mai scumpă, pentru că pe 9 iunie alegem atât reprezentanți locali cât și europarlamentari. Comasarea alegerilor nu aduce aproape nicio economie bugetară. Singura cheltuială care se restrânge ar fi cea pentru echipajele de poliție și jandarmerie, care nu trebuie dublate. Pe 9 iunie în țară vor fi deschise aproape 19.000 de secții de votare, iar cetățenii români din diaspora vor putea vota în una dintre cele 916 secții. Numărul acestora este aproape dublu față de scrutinul din 2019 pentru Parlamentul European. Executivul a alocat 1.560 de milioane de lei pentru organizarea și desfășurarea acestor scrutinuri multiple din 9 iunie. Cât au costat alegerile, va trebui să așteptăm să treacă data alegerilor pentru a avea după aceea raportarea exactă a acestor costuri. Potrivit calculelor realizate de Expert Forum, în 2019 și 2020, statul a plătit în total 1,7 miliarde de lei pentru toate cele 4 tipuri de alegeri. Din această sumă, peste 1 miliard a reprezentat fondurile pentru personalul care a lucrat în secțiile de vot. Chiar dacă punem la socoteală inflația, care a atins niveluri record în ultimii 2 ani, în 2024 vom plăti de 2 ori mai mult pentru organizarea alegerilor. Totuși, anul acesta a apărut o nouă
nouă cheltuială și forțele de ordine care asigură paza în ziua alegerilor vor primi indemnizație. Vorbim de o indemnizație de 250 de lei brut pe zi, nu este o sumă foarte mare, este totuși un pas mare față de cei 10 lei pe care i-am primit, de exemplu, la alegerile din 2020, dar în același timp este o sumă mai mică decât primesc ceilalți membri din birourile electorale. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din orașele mari, precum și președintele Biroului Electoral Central, vor primi aproape 400 de lei pentru activitatea din ziua alegerilor. Membrii birourilor electorale din aceste orașe vor fi plătiți cu 150 de lei mai puțin, în timp ce președinții birourilor electorale de circumscripție comunală vor fi plătiți cu 324 de lei pe zi de activitate. Membrii din secțiile mici de vot vor primi 162 de lei pe zi. Indemnizații mai mari vor avea cei care lucrează în secțiile de vot din străinătate. 730 de lei pe zi vor fi plătiți președinții secțiilor de votare din diaspora, iar 660 de lei vor primi membrii birourilor electorale ale acestor secții. Uitându-ne pe acel buget, cea mai mare parte, de fapt, sunt resursele umane. Adică acolo merge cea mai mare parte din acest buget, pe plata membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, partea de străinătate, care este o parte importantă de obicei din această organizare. Și anul acesta, de fapt, este cel mai mare număr pe care l-am avut vreodată, cel mai mare număr de secții care a fost vreodată organizat în străinătate. Pe lângă costurile statului cu organizarea secțiilor de votare, alegerile presupun cheltuieli și în timpul campaniei electorale, cheltuieli susținute de partide. Vorbim tot de bani publici pentru că partidele primesc subvenții, iar în ultimii trei ani au tot strâns bani pentru superanul electoral 2024. Partidele politice din România au primit în ultimii trei ani peste 700 de milioane de lei de la bugetul de stat. Dacă ne uităm pe prima săptămână, putem vedea că nu există contribuții din bani publici, adică nu există subvenții. Partidele nu au adus subvenții în campanie. Și sunt surse private, că de obicei ultima săptămână, ultimele zile sunt cele mai interesante, pentru că există acel, nu știu, ultim efort de a promova competitorii electorali. Partidele din România au modificat legislația privind subvențiile pe care le primesc de la buget în 2018. De atunci au crescut exponențial sumele alocate din bani publici. În superanul electoral 2024, subvențiile din bani publici pentru partidele din România ajung la 314 milioane de lei. E vorba de 60-70 de milioane de lei în plus peste sumele din anii electorali trecuți. Florian Coldea s-a prezentat la Poliția din Voluntari pentru a semna controlul judiciar în dosarul în care e acuzat de trafic de influență. Fostul șef operativ al SRI și alte trei persoane sunt acuzate că ar fi pretins o mită de 600.000 de euro pentru a obține o condamnare cu suspendare în instanță pentru un om de afaceri. Coldea a declarat la intrarea în secția de poliție că are totală încredere în justiție. Nu fac alte declarații, așa cum am promis. Când am promis că fac declarații, o să fac, o să vă anunț din timp, vă asigur. Mihaela Barbu a fost prezentă la sediul Poliției Voluntari la momentul sosirii generalului Coldea și are detalii. Bine v-am găsit, Florian Coldea trebuie să semneze controlul judiciar de două ori pe săptămână la aici, la Poliția Voluntari, așa cum a făcut și astăzi. Lunea și miercurea este programat să semneze această măsură preventivă sub care a fost plasat săptămâna trecută de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influență, alături de fostul șef al Direcției Juridice din SRI, Dumitru Dumbravă, și alături de avocatul Doru Trăilă. De asemenea, un al patrulea inculpat plasat și el sub control judiciar pe cauțiune este cercetat pentru complicitate la această faptă. Important de menționat este faptul că nu au voie să părăsească țara și totodată nu pot discuta cu celelalte părți implicate în dosar. Vorbim de o anchetă deschisă de procurorii anticorupție după denunțul făcut de omul de afaceri Cătălin Hideg. Acesta le-a spus anchetatorilor că inculpații i-au cerut o sumă de 700.000 de euro pentru a îi obține o condamnare
cu suspendare sau o pedeapsă mai blândă în dosarul în care afaceristul era trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene. Au constatat procurorii că aceste fapte s-ar fi petrecut încă din martie anul trecut până în aprilie anul acesta. Suma ar fi fost diminuată la 600.000 de euro după mai multe negocieri, spun anchetatorii, iar în cele din urmă omul de afaceri ar fi plătit aproximativ 100.000 de euro. Și este de asemenea important de menționat faptul că săptămâna trecută au avut loc audieri la sediul DNA care au durat mai bine de 12 ore, la finalul cărora anchetatorii au stabilit să îi placeze sub control judiciar, sub pe cauțiune, pe cei patru inculpați din acest dosar. Este important de menționat de asemenea că s-a stabilit o cauțiune de 500.000 de lei pentru fiecare dintre cei trei inculpați acuzați de trafic de influență, respectiv fostul șef al SRI Florian Coldea, de asemenea Dumitru Dumbravă și Doru Trăile, iar în cazul celui de-al patrulea inculpat s-a stabilit o cauțiune de 150.000 de lei. La intrarea aici la Poliția Voluntari nu a dorit să comenteze acuzațiile din dosar Florian Coldea, a spus însă că are încredere în justiție, a și emis un comunicat de presă la sfârșitul săptămânii trecute în care a spus că este nevinovat și că a respectat întotdeauna litera legii și că va colabora cu anchetatorii. După un weekend însorit, avem nevoie din nou de umbrele. Ultimele zile de primăvară vin cu schimbări radicale de vreme. Temperaturile vor scădea și se întorc ploile pentru început în partea de est și sud-est, apoi vor cuprinde toată țara. Meteorologii spun că începutul de iunie va fi totuși canicular. De astăzi, dar mai ales mâine, poimâine și răspoimâine vor fi trei zile cu intervale cu instabilitate în mare parte din țară, mai ales în centru, sud, în est, vor fi intervale în care să avem din nou averse chiar și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări asociate în timpul ploilor de scurtă durată, dar aici, colo și căderi de grindină și aici se vor strânge și cantități de apă mai însemnate, mai ales în zonele montane, prin Moldova, prin Transilvania, estimăm să avem în intervale de 24 de ore și cantități de peste 25-30 de litri pe metru pătrat. Deci, practic, luna mai se încheie cu această vreme instabilă și cu temperaturi, în general, sub normele climatologice, dar uitându-ne ușor mai mult în perioada imediat următoare, o să vedem faptul că începutul de luna iunie, mai ales prima decadă, ne va aduce temperaturi în creștere de vară în toată țara. Estimăm chiar la începutul lunii, în perioada 1-5 iunie, să avem chiar și peste 30 de grade la orele prânzului. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță cei între 3 și 6 ani, în limita locurilor aprobate de minister. Pe 14 iunie se afișează primele liste cu copiii acceptați în etapa 1 și locurile rămase libere. Cea de-a doua etapă se desfășoară între 17 iunie și 5 iulie. Carmen Ciocan are mai multe detalii. Este prima zi în care părinții își pot înscrie copiii la creșe și la grădinițele din țară. Aceștia au la dispoziție 5 zile să depună dosarele. Dosare care trebuie să includă neapărat cererea de înscriere, copie de certificat a copilului, copie a cărții de identitate a mamei, dar și a tatălui, adeverință de salariat, dar și alte documente în funcție de situația fiecărei familii. 5 zile așadar de înscriere, apoi se vor vedea dosarele, vor fi înregistrate, iar pe 14 iunie se va afla exact cine a fost acceptat și cine a rămas pe din afară. Și spun asta pentru că sunt foarte mulți oameni care își doresc să-și înscrie copiii la creșele și grădinițele de stat, însă locurile sunt puține. De exemplu, în Iași sunt puțin peste 500 de locuri la creșă, iar anul trecut au fost peste 1000 de dosare. Părinții, mulți dintre ei, au vrut chiar din prima zi să vină la creșă sau să meargă la grădiniță să lase documentele ca să își ia de o grijă. Accident rutier teribil în Turcia, unde 10 oameni au murit după ce un autocar s-a izbit frontal de alte două mașini. Ce spun autoritățile imediat în jurnal. Președintele Zelenski cere din nou permisiunea statelor occidentale să lovească ținte din Federația Rusă cu armele primite de dincolo de granițe. Liderul de la Kiev spune că mii de vieți ar fi salvate. Zelenski a anunțat că armata ucraineană știe cu precizie toate zonele din care rușii lansează atacuri.
Volodymyr Zelensky spune că armata ucraineană deține coordonatele zonelor în care sunt concentrați soldații ruși. Este vorba de locuri din care armata rusă lansează rachete asupra Ucrainei, așa cum s-a întâmplat și în acest weekend în orașul Harkov, unde 16 oameni au murit și peste 40 au fost răniți. Liderul de la Kiev spune că dacă ar putea folosi arme occidentale pentru a lovi ținte din Rusia, armata ucraineană ar putea preveni astfel de atacuri și extinderea războiului. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Apelul lui Volodymyr Zelensky vine după ce, acum câteva zile, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a îndemnat pe aliați să permită Kievului să atace ținte de pe teritoriul Federației Ruse cu arme primite din Occident. Moscova a ripostat prin vocea ministrului de externe. Sergei Lavrov a declarat la un post de televiziune că în discuțiile oficialilor americani despre necesitatea de a permite Kievului să lovească ținte de pe teritoriul rusesc reflectă disperarea Occidentului. Deocamdată, doar Marea Britanie a permis Kievului să folosească arme oferite în atacuri pe teritoriul Rusiei. La scurt timp, Kremlinul a amenințat că o să lovească ținte militare britanice pe teritoriul Ucrainei și nu numai. Alți parteneri occidentali, printre care și Germania, se opun. Cancelarul Olaf Scholz insistă că armele furnizate de țara sa Ucrainei să nu fie utilizate împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei. Țările occidentale interzic Ucrainei să folosească armamentul pe care îl furnizează ca să atace teritoriul rus, pentru a reduce riscul unei escaladări a conflictului. Armata ucraineană poate folosi armele pentru a lovi ținte de pe teritoriile ocupate de ruși. Până acum, atacurile asupra țintelor militare din Rusia vindicate de Kiev au fost făcute doar cu drone de producție ucraineană. 10 oameni au murit și alți 40 au fost răniți în sudul Turciei într-un accident rutier grav. Un autocar s-a izbit de alte mașini, iar autoritățile au deschis anchetă. Informațiile preliminare arată că autocarul, care se îndrepta către Istanbul, s-a ciocnit cu două mașini și un camion din direcția opusă. Ministerul turc al Sănătății a declarat că răniții, dintre care 9 în stare gravă, au fost transferați la spitale din Mersin și Adana. Președintele Erdogan a prezentat condoleanțe rudelor victimelor într-un mesaj publicat. Mergem în Franța, la Lyon, unde 4 oameni au fost răniți cu cuțitul într-un atac la metrou. Autoritățile au anunțat că suspectul a fost arestat. Incidentul a avut loc ieri după amiază, chiar sub ochii pasagerilor. Mai mulți oameni au semnalat comportamentul instabil al unui bărbat care ținea în mână o armă albă. Poliția a declarat că suspectul e marocan, are 27 de ani, nu are cazier, dar a fost internat de mai multe ori pentru probleme psihice și locuiește ilegal în Franța. Cele 4 victime, dintre care una de 17 ani, au fost transferate de urgență la spital, iar autoritățile au deschis anchetă. Furtuni violente în centrul și sudul Statelor Unite. Cel puțin 18 oameni au murit și alți câteva sute au fost răniți. Statele Texas, Oklahoma și Arkansas au fost cele mai afectate. Meteorologii au emis mai multe avertismente de tornade și se așteaptă ca vremea rea să continue. Mai multe localități din nordul statului Texas au fost complet distruse după ce o tornadă a măturat regiunea. Casele și mașinile au fost avariate, iar zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric. More than 200 homes and structures were listed as destroyed. Another more than 120 were listed as damaged. I'll be shocked if those numbers are not increased as further assessments are made. Autoritățile au anunțat că operațiunile de salvare și căutare sunt în plină desfășurare. The first thing we're doing, which is going on as we speak, and that is to make a final round of search and rescue operations just to see if there's anybody else out there who needs to be rescued. Then we move to full aid, support and supplies, where people need immediate assistance.
Vremea rea a speriat locuitorii din alte state precum Oklahoma, Kentucky sau Arkansas. Furtunile au venit însoțite de grindină și vânt puternic de până la 120 de km pe oră. Sute de copaci și stâlpi de electricitate au fost puși la pământ. Mai mulți oameni au rămas blocați în locuințe sau în magazine pentru a se adăposti. I was coming home. I was eating at a restaurant and out of nowhere my mom called me and she said that there's a tornado hitting and that everybody was evacuating and then out of nowhere my mom started screaming. I'm dying, like everything's moving, like the windows are broken, like I'm gonna die. Meteorologii se așteaptă ca furtunile să se deplaseze acum spre estul țării. Statele Ohio, Tennessee și Mississippi vor fi lovite de ploi abundente și grindină. Filmul Furiosa, a Mad Max saga, se luptă pentru primul loc în cinematografele americane cu animația The Garfield Movie. Fiecare a avut încasări de aproape 25 de milioane de dolari doar în weekend. As a child, my world was forever changed. Furiosa, al cincilea film din seria post-apocaliptică Mad Max, a încasat până acum aproape 60 de milioane de dolari la nivel global. Anya Taylor-Joy și Chris Hemsworth sunt protagoniștii peliculei, care a fost bine primită de public și de critici. Iar filmul de animație The Garfield Movie a încasat până acum peste 90 de milioane de dolari. Locul 3 în topul box-office-ului nord-american revine comediei If, cu Ryan Reynolds într-unul din rolurile principale. Part of me wants to help him. Două jucătoare din România se luptă pentru trecerea în turul 2 la Roland Garros. Ana Bogdan va întâlni pe Elsa Jacquemot din Franța, locul 149 în clasamentul mondial, în timp ce Irina Begu va avea adversară pe argentinianca Giulia Riera, locul 115. Ambele partide sunt programate să înceapă după ora 17. Duminică, în primul tur la Roland Garros, a jucat și Jacqueline Cristian, dar a fost eliminată de Elena Ostapenko. Final de jurnal, ne întoarcem cu informații noi la Euronews România, de la fix, în știrile prezentate de Andreea Gurban.